Domnilor și domnilor, ajungem la cazul Augustin Lazăr, care în această seară a avut din nou o ieșire halucinantă în spațiul public. Presiunea e mare. S-au făcut astăzi proteste la Cotroceni, s-au făcut proteste la Ministerul Public și trebuie cumva să spună ceva. Modul însă în care este pus să se apere este o nouă probă despre tot ceea ce noi am, tot ce noi am prezentat în această perioadă este perfect adevărat. Dar, domnilor și domnilor, înainte de a urmări un interviu fabulos cu Iulius Filip, vreau să vă prezint o plângere penală care a fost făcută Procurorului General României și de cine a fost făcută. Asta vine în contextul în care astăzi Inspecția Judiciară s-a sesizat în urma dezvăluirilor noastre. Inspecția Judiciară este o instituție extrem de importantă în sistemul judiciar, iar Augustin Lazăr este băgat practic în judecata Inspecției Judiciare în urma acestor dezvăluiri. Dar cred de asemenea că extrem de important este ce a făcut profesor universitar dr. Corneliu Liviu Popescu. Domnilor și domnilor, haideți să urmărim câteva fragmente din acest denunț care îl vizează pe procurorul general, care cred că în momentul în care va ajunge pe mâna unor magistrați independenți, este un sfârșit. Este un sfârșit pentru cineva care a încercat să mistifice ce a făcut în 1985 și în 1986 pentru regimul ceaușist, comunist, totalitar. Este un sfârșit pentru cineva care i-a refuzat eliberarea condiționată unui om care o merita. Un om care s-a opus acelui regim și care era cunoscut de întreaga țară. Putea Augustin Lazăr să nu cunoască aceste elemente, să zicem, din anturajul său. Vă dați seama ce anturaj putea să aibă un procuror în 1985. Însă, ca președinte al Comisiei de Liberări Condiționate de la Aiud, de la penitenciarul Aiud, acolo unde erau deținuții politici, era dosarul fiecăruia dintre deținuți. Deci nu avea cum să nu știe. Subsemnatul Corneliu Liviu Popescu, profesor universitar, doctor și conducător de doctorat și postdoctorat la Facultatea de Drept a Universității din București și la Colegiul Juridic de Studii Europene al Universității din Paris, Panteon Sorbona, avocat în barourile București și Paris, în temeiul articolului 288 aliniatul 1 și articolul 290C, procedură penală, cod de procedură penală, sesizez organul de urmărire penală cu prezentul denunț. Privindu-i pe numitul Augustin Lazăr, la data faptelor procuror la Procuratura Locală Alba Iulia, procuror delegat la penitenciarul Aiud și președinte al Comisiei de Propuneri pentru Punerea în Libertate Condiționată din penitenciarul Aiud, precum și pe toate celelalte persoane care l-au torturat și i-au aplicat acte inumane, ori nu au luat măsurile legale pentru a-l proteja împotriva torturii și a actelor inumane pe domnul Iulius Filip, dizident anticomunist în perioada cât a fost arestat și deținut politic. Privind posibila săvârșire de aceștia de crimă împotriva umanității, în terminologia dreptului internațional public, respectiv de infracțiuni contra omenirii, în terminologia vechiului cod penal, de infracțiuni contra umanității, în terminologia noului cod penal. Între făptuitori se află și numitul Augustin Lazăr, la data faptelor procuror la Procuratura Locală Alba Iulia și președinte al Comisiei de Propuneri pentru Punerea în Libertate Condiționată în penitenciarul Aiud. Acesta, ca procuror delegat la penitenciarul Aiud, nu a luat măsuri legale pentru încetarea torturii și a actelor inumane din motive politice și pentru asigurarea condițiilor umane de detenție pentru victimă, iar ca președinte al comisiei a împiedicat liberarea condiționată a victimei, știind că menținerea victimei în stare de detenție va atrage în continuare supunerea acestuia la tortură și la acte inumane din motive politice. În drept, crimele împotriva umanității își au fundamentul juridic în statutul Tribunalului Militar Internațional de la Nuremberg, anexat acordului de la Londra din 8-8-1945 și în hotărârea acestei instanțe penale internaționale, reprimarea crimelor împotriva umanității fiind un principiu fundamental al dreptului internațional public conform rezoluției 95, articolul 1 din 11-12-1946 a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Crimele împotriva umanității sunt imprescriptibile conform Convenției Naționale
Națiunilor Unite din 26-11-1968 asupra impracticabilității crimelor de război și a crimelor împotriva umanității, ratificată de România prin decretul numărul 547 din 1969. Ei bine, doamnelor și domnilor, denunțul este amplu, dar oferă un exemplu. În plan jurisprudențial. Mulțumesc foarte mult. Un fost comandant de penitenciar din perioada totalitară comunistă, numitul Alexandru Vișinescu, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității prin sentința penală numărul 128, articolul F, din 24-7-2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția 1 penală, în dosarul 3986/2/2014, definitivă, prin respingerea apelurilor din decizia penală numărul 51 și așa mai departe. În perioada faptelor, potrivit legii numărul 60 din 1968 pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Socialiste, Republicii Socialiste România, Procuratura supraveghea respectarea legalității la locurile de reținere și detenție preventivă și supraveghea respectarea legii în activitatea organelor de la locurile de executare a pedepselor, articolul 3. Procurorul verifica la locurile de reținere sau deținerea preventivă legalitatea condițiilor de reținere și detenție, luând măsurile prevăzute de lege. Supravegherea respectării legii de organele de la locurile de executare a pedepselor, având acces deplin la locurile de executare a pedepselor și verificând legalitatea condițiilor de deținere, luând măsuri dacă se constată cazul de nerespectare a legii. Bun, tot în perioada faptelor, conform legii numărul 23 din 1970 privind regimul executării pedepselor, Comisia de Propuneri în vederea liberării condiționate avea ca președinte un procuror, comandantul penitenciarului fiind un simplu membru. Procesul verbal al comisiei fiind trimis instanței judecătorești spre a decide numai dacă el conținea propunerea de liberare condiționată, iar nu și dacă constata că nu erau îndeplinite condițiile și se fixa un termen pentru reexaminarea situației. Adică, cu alte cuvinte, procurorul general Augustin Lazăr a mințit în acel comunicat în care spunea: indiferent de decizia noastră, se pronunța un judecător. Denunțul este amplu. Este pentru crime împotriva umanității și acest denunț este făcut, așa cum puteți vedea, de unul dintre cei mai eminenți profesori de drept din România și din Franța. Profesorul Corneliu Liviu Popescu, cred că în acest denunț arată câte ceva din ceea ce opinia publică poate să înțeleagă despre gravitatea acestor fapte. Domnul procuror general a avut în această seară o ieșire halucinantă în care și-a spus că se simte fragil emoțional după toate aceste dezvăluiri. Dar cum se simțea Iulius Filip în momentul în care dumneavoastră, domnule sau tovarășe procuror, l-ați trimis înapoi la Neagra?